Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil în intervalul 27 iunie, ora 10-28 iunie, ora 10. În această perioadă, în zonele montane, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în vestul Olteniei și în nordul Moldovei, dar pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de vânt ce vor lua aspect de vijelie și pe arii restrânse grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică se va menține accentuată și pe parcursul zilei de marți, 28 iunie în special în centrul, sudul și estul țării. Totodată, Hidrologia avertizează că în următoarele 48 de ore se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale pe unele sectoare de râu și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Fenomenele se vor registra în intervalul 27 iunie 2016, ora 10, 28 iunie 2016, ora 18, pe râurile din bazinele hidrografice Argeș, bazin superior, dâmbovița bazin superior, județele arge și dâmbovița, iar bazin superior, prahova bazin superior și afluenți, județele dâmbovița și prahova.